Bună ziua, dragii elevi! Astăzi finalizăm studierea temelor din cadrul unității Statele Europei Occidentale și Americii de Nord în secolul 17-18 cu subiectul Congresul de la Viena și Sfânta Alianță. Evenimentele din cadrul acestei teme au determinat și au modificat principiile de organizare a unei noi ordini Europa, capabile să asigure un echilibru de forțe pe continent pe parcursul secolului al XIX-lea. În cadrul lecției ne vom axa pe trei puncte de reper și anume Congresul de la Viena, prevederile Congresului de la Viena și Sfânta Alianță. Pe parcursul acestei lecții vom forma patru unități de competență și anume aplicarea termenilor în compararea evenimentelor istorice din epoca modernă, compararea evenimentelor, faptelor și proceselor în contexte cronologice și de spațiu, caracterizarea în baza surselor a evenimentelor istorice care atestă geneza democrației și descrierea cauzelor, evenimentelor și proceselor istorice. De asemenea, la sfârșitul acestei lecții veți putea explica termenii Congresul de la Viena, Coaliție, Sfânta Alianță, Echilibru de Forțe și veți cunoaște evenimentele care au avut loc între anii 1792, iunie 1815 și septembrie 1815. După sfârșitul războaielor duse de Napoleon, cu o durată de circa 25 de ani și după prima lui abdicare determinată de înfrângerea Franței, la Viena s-a convocat o conferință unde s-au întrunit 216 delegați ai tuturor puterilor europene, cu excepția Imperiului Otoman. În imaginea alăturată puteți observa desfășurarea lucrărilor cu participarea delegaților, mai bine zis a 23 dintre ei. Rolul de bază l-au avut însă patru state. Este vorba de Imperiul Rus, Austria, Anglia și Prusia. Obiectivul Congresului a fost găsirea unei soluții pentru asigurarea unei păci durabile pe termen lung. Pentru aceasta, puterile învingătoare s-au axat pe două scopuri. Ele se referă în primul rând la izolarea politică a Franței și împiedicarea răspândirii ideilor Revoluției franceze printre alte state europene. În același timp, lucrările Congresului se axau pe două principii. Principiul legitimității, care viza restabilirea monarhiei de drept divin, și principiul echilibrului european, care consta în stabilirea unui raport de forțe între statele europene, astfel încât să nu se permită instalarea hegemoniei unei puteri în defavoarea celorlalte. În cadrul lucrărilor, cum am menționat anterior, rolul de bază l-au avut patru puteri învingătoare, care de fapt au influențat deciziile luate. Din partea Austriei a fost ministrul de externe Metternich și de ajunctul acestuia. Anglia a fost reprezentată de secretarul de stat pentru afaceri străine. Imperiul Rus a fost reprezentat de țarul Alexandru I, dar delegația a fost condusă în mod oficial de ministrul de externe. Prusia a fost reprezentată de Frederic Wilhelm al III-lea, fără însă ca acesta să participe în mod oficial la negocieri. La etapa inițială a Congresului, statele europene au încercat să excludă Franța din cadrul negocierilor, dar abilitățile diplomatice ale lui Talleyrand au schimbat situația în favoarea Franței. Aceasta a reușit să impună interesele ei în fața învingătorilor, considerând că, citez, Europa este un sistem de state care are nevoie să trăiască între ele într-un raport de echilibru. Dar aceste state sunt organisme vii. Echilibrul între aceste organisme vii nu poate fi impus din afară, prin forța unui stat sau unui grup de state mai puternice, după voința lor arbitrară. Trebuie să se supună necesităților vitale ale tuturor statelor. Putem observa, deci, că diplomatul considera politica echilibrului european un interes nu doar pentru Franța, dar și pentru alte state europene. În acest sens, a reușit să dezbine cei patru aliați prin semnarea unui tratat secret de alianță între Franța, Anglia și Austria, contra ambițiilor Prusiei și Imperiului Rus. Acest aspect îl putem observa și din raportul secret al prefectului de poliție din Viena, care susține ideile lui Talleyrand, citez, el nu vrea decât dreptate, echilibru, moderație, liniște pe baza sfintelor dreptului și rațiunii. Deciziile Congresului au avut urmări teritoriale pentru majoritatea statelor europene. Pentru Franța, deciziile se referă la readucerea ei la hotarele de până la anul 1792. Puteți observa hotarele ei la hartă, obligația de a plăti importante despăgubiri de război,
și Franța va suporta trupe de ocupație, iar la tronul țării au fost ridicați Bourbonii. Anglia și-a reconfirmat anexările teritoriale pe contul Franței, Olandei și Spaniei. Astfel, li s-a confirmat controlul asupra unui șir de teritorii din sudul Africii și unor colonii din Africa și Asia. Iar Prusia a primit o bună parte din Saxonia și părți ale ducatului Varșoviei. Un alt stat care s-a impus ca putere biruitoare este Austria, care și-a recăpătat controlul asupra Tirolului, asupra fostelor provincii din Iliria și a districtului Ternopil, a primit teritoriile Lombardiei și Veneției. Fostul teritoriu austriac din sud-vestul Germaniei a rămas sub controlul Prusiei. Un moment important în ceea ce privește deciziile Congresului este crearea Confederației Germane, care a fost formată din 39 de state din fostele 300 de state ale Sfântului Imperiu Roman, sub conducerea împăratului Austriei. Doar părți ale teritoriului Austriei și Prusiei au fost incluse în Confederație. Actul final mai prevedea și următoarele modificări teritoriale. Imperiul Rus primea cea mai mare parte a ducatului Varșoviei și păstra în continuare controlul asupra Finlandiei. Țările de jos și țările de jos de sud au fost unite într-o monarhie care s-a numit Regatul Unit al Țărilor de Jos, unde a fost un singur rege. Este garantată neutralitatea Elveției și este declarat stat confederativ veșnic neutru. Regele Sardiniei a recăpătat controlul asupra Piemontului și Genova, a fost garantată libertatea navigației pe mai multe râuri, cele mai importante fiind Rin și Dunărea, și este condamnat în mod oficial comerțul cu sclavi. Congresul de la Viena a instituit o nouă ordine în Europa, sub controlul unui ansamblu de puteri. Este vorba de Austria, Prusia, Imperiul Rus și Anglia. Cu toate acestea, nu toate statele aveau păreri comune cu privire la noua ordine creată în Europa. Prusia și Imperiul Rus militau pentru păstrarea vechilor regimuri dinastice, ne luând în seamă dorințele și aspirațiile altor state. Astfel, secretarul lui Metternich considera că, citez, scopul real al Congresului era împărțirea între învingători și moștenirii lăsate de cei învinși. Aceeași idee este împărtășită și de țarul Alexandru I, care se opunea oricăror mișcări, în special celor revoluționare, și urmărea păstrarea tuturor teritoriilor cucerite. Ca urmare a ambițiilor proprii și păstrarea vechilor regimuri dinastice, s-a creat Sfânta Alianță, care a fost o coaliție a Imperiului Rus, Prusiei și a Imperiului Austriac. Sfânta Alianță a fost creată la inițiativa țarului Alexandru I și a fost semnată pe 26 septembrie anul 1815. Cei trei împărați, reprezentați și în cadrul imaginii, au folosit acest tratat pentru a împiedica răspândirea ideilor revoluționare, în special a celor franceze. Alianța era îndreptată împotriva democrației și a secularismului. Cu excepția Angliei, Imperiului Otoman și a Sfântului Scaun, toate națiunile europene s-au alăturat Sfintei Alianțe. Se poate spune că Sfânta Alianță a fost prima organizație internațională creată pentru apărarea securității și păcii din Europa, deși era legată de modelele politice retrograde. Hotărârile Congresului de la Viena au fost criticate atât de contemporani cât și în literatura de specialitate a secolului 20. Acest lucru s-a datorat contradicțiilor dintre revendicările naționale și deciziile Congresului. Putem observa și din caricatura de mai jos că monarhii europeni își împart teritoriile din Europa după principiul forței. Respectiv, deciziile au fost aplicate împotriva frământărilor revoluționare care până în anul 1823 a permis împiedicarea tuturor mișcărilor liberale sau naționale europene. Congresul de la Viena mai reprezintă și o încercare a marilor puteri deja să implementeze un sistem colectiv de securitate prin consens. Aici, dragile, finalizăm lecția de astăzi și vă dau întâlnire data viitoare la un subiect la fel de interesant. La revedere!